problemă. Soțul sau... un schimbar de cristal și a zis că se îmbrățească jumate de el. Așa cum trebuia să fac înainte dosarul. Și ce v-au spus? Păi că trebuie să fac înainte. Acum n-a ieșit doamna care asistentă, doctorul ce este. Ca să ne dea... Dar puteți intra că e grevă? Nu, doamna, că începe rămâne lăbunică. Păi vrem informații, că plecăm dacă e ca... Nu se lucrează corect, dar noi ce facem cu ele? Păi și unde ce scrie? Ce protest? Unde trebuie să ne anunțe și pe noi cu ceva? Ne-a spus pe poartă și astăzi proteste. Am intrat eu pe site, da. De pe site am venit. Zice că e deschis până la 12:30. Da, program cu publicul este de la 8:30 și 12:30. Păi bun, dar și în cazul este ăsta... protest și nu se lucrează cu publicul. Salariile angajaților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a caselor județene sunt înghețate încă din anul 2018. Nemulțumiți, aceștia au protestat și în luna iulie. Potrivit reprezentanților Blocului Național Sindical, în urma protestului de la vremea respectivă, s-au găsit soluții prin ordonanțe de urgență pentru alte categorii de salariați din sănătate, cu excepția celor de la CASE. În aceste condiții, peste 100 de salariați la nivel național și-au dat demisia, lucru care, spun sindicaliștii, ar afecta funcționarea instituției, având în vedere că sunt peste 40.000 de furnizori de servicii de sănătate. Conform unui comunicat de presă, se pun astfel în pericol. Decontarea cheltuielilor prestatorilor de servicii, exemplu spitale sau farmacii, asigurarea cu medicamente și materiale sanitare din programele naționale de sănătate pentru pacienții cu boli cronice, creșterea exponențială a perioadelor de procesare și decontare a concediilor medicale, scăderea capacității de interacțiune cu populația beneficiară de servicii publice de sănătate. Protestul de la casele județene de asigurări de sănătate este unul generalizat și se desfășoară pe perioadă nedeterminată.